un impozit specific care să însemne proceduri mult mai simple și să însemne controle mai puține și competiție mai clară între și servicii mai bune pentru turiștii care beneficiază. Impozitul special are o aritmetică simplă. Fiecare hotel va achita o taxă fixă pe cameră, indiferent dacă în sezonul estival se cazează turiști sau nu. Astfel, obligațiile către stat pe care îi le achită în prezent proprietarii unităților de cazare va fi mult diminuat. Hotelierii vor trebui însă să funcționeze cu cât mai multe camere ocupate pentru a deveni rentabil. Noua formă de taxare ar urma să se aplice de anul viitor. Această propunere de act normativ va fi o propunere de lege, o inițiativă parlamentară, cum se spunea puțin mai devreme, astfel încât în toamna aceasta să fie adoptat de Parlament și de 1 ianuarie 2016 să fie aplicat. Litoralul nu va scăpa însă de raidurile antifraudă, mai ales că după campania de amenzi din această vară, încasările la buget au fost mai mari. Inspectorii fiscului au lucrat sub acoperire, iar patronii care nu au dat bon fiscal au fost aspru sancționați. Trebuie să existe controle ANAF peste tot la toate companiile, să aceste controle, așa cum am discutat cu președintele ANAF, trebuie să meargă către marea evaziune și către respectarea tuturor regulilor pentru o competiție corectă.